Schimbările politice continuă în județul Gorj. Marian Niculescu, susținut de Partidul Democrat Liberal pentru funcția de manager la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, a fost înlocuit din funcție cu Dan Vâlceanu. Ordinul de revocare al lui Niculescu de la conducerea ambulanței a ajuns astăzi la Direcția de Sănătate Publică. Niculescu se aștepta să fie schimbat. Am înțeles că v-a venit ordinul de schimbare din funcție. Da, ne-a întrebat să te întoarcă, v-am terminat la 4 fără un sfert, dar s-a amânat la direcție, mâine o să ne cheme, nu? Vă așteptați să fiți schimbat? Da, păi nu știți discuțiile din anii, din lunile trecute. De mult era pus pe tapet. Și de când vi se încetează mandatul? Probabil, eu știu, de mâine dacă o fi, nu știu ce să vă zic. Și în locul dumneavoastră? Doctorul Vâlceanu. Contactat telefonic, medicul Dan Vâlceanu susține că nu știe nimic despre numirea sa în funcția de manager la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. Domnișoare, eu sunt la o conferință de medicină de urgență la Oradea și mă întorc duminică seara. Da, astăzi va veni numirea la DSP. Asta nu știam, v-am zis. Nu, eu sunt în concediu de ordine, v-am zis, la o conferință de medicină de urgență la Oradea. Vă așteptați? Alo, nu vă prea aud. Vă întrebam dacă vă așteptați să fiți numit. Vorbim când mă întorc, că nu pot să în conferința acum, nu pot vorbi. În regulă?